a fost cu tremur uriaș. Unde s-a resimțit seismul de peste 6 grade a fost înregistrat un nou cu tremur în ziua de luni 11 septembrie. Seismul a avut magnitudinea de 6,2 grade pe scara Richter, potrivit informațiilor publicate recent de specialiști. Centrul German de Cercetare pentru Giostiințe a anunțat că un seism cu magnitudinea de 6,2 a fost înregistrat în provincia indoneziană Maluku de Nord. De asemenea, Agenția Geologică Indoneziană a stabilit magnitudinea la 5,9, fără amenințare de tsunami, conform Reuters. Epicentrul cutremurului a fost situat la 11 km nord-est de orașul Jailolo, în Maluku de Nord, la o adâncime de 168 de km, a adăugat agenția. Din fericire, nu au fost raportate pagube sau victime. Indonezia se află pe așa numitul inel de foc al Pacificului, o zonă cu activitate seismică ridicată.